Proiectul Instrumente Muzicale Populare Vechi a fost un experiment pentru mine, pentru că am pornit calare pe o bicicletă să descoper instrumentiști, muzicanți, meșteri populari care confecționează instrumente muzicale populare vechi, astfel ajungând la porțile a circa 60 de interpreți și meșteri populari. Ia că caut un om aici care o cântă la fluier. Nu, la fluier, la iese nu cânt. Eu caut un om în Negrești care cântă la fluier. Undeva pe aici, pe Mahalaua asta. Și om, și om. Cântă la fluier și la muzicuță. Aha. Vă duceți, vă întoarceți înapoi și vă duceți înainte și este o fântână. Mulțumesc! Noi căutăm aici în sat un om care cântă la fluier. Vasile. Nu știu cum îl cheamă. Vasile, și-l cu bostul, da, dar cum e familia? Schirliu, da. A, Schirliu, am auzit de Schirliu. Matei în casă? Da, da. Ia să mă îmbrac. Da, da, eu să duc să mă îmbrac. Femeia ne-ai gătit ea. Ravec. Am dat de fluier. Și ne aduc aminte, primele fluieri le făceam din cuct. M-a atras că ascultam radio. Era radio Iași, București, deci era muzica. Și a noastră transmiteau. Așa, Chișinău, când am lucrat și șeful casei de cultură cândva. Noi, familia noastră, s-a format cam din cultură. Cu soția m-am cunoscut cum era înainte clubul. Ne-am întâlnit, e bibliotecar, eu am lucrat tot așa, mecanic cinema. E ca așa, Ian. Cam de mult n-am îmbrăcat-o, dar când iese nevoie, când iese nevoie, îl îmbrăcăm, avem. Și, așa se margă pâncile de-a trebuit. Cât că se margă? E pâncile de-a care este cum este. Brăușă de ghine, da? E ca prin și așa. Parcă e bine. Și tânăr și frumos. Și încă și cu instrumente muzicale. Astea sunt instrumentele, da, care cât de cât le mânuim. De mult nu le-am luat. Nu m-am ocupat, dar eu știu. Trebuia eu să vin tocmai de la Fălești. Faceți-vă comod lângă mine. Așa presupun că n-am prins momentele astea când strămoșii noștri, bunei noștri se mai așezau pe prag la umbra unui copac și mai cântau. Chiar știa cânta la fluieristă sau numai la râs? O, Doamne! De eu am stă muzicuța, când ați cânt cu amdouă. Poate încercat, eu de mult v-am spus că am de mult nu l-am luat în mână. Dar să vedem și o să primească, da, mă rog, știți, trebuie leac de ocupat, dar să vedem, da. Așa și când ce, adică doina o las, avem un fel de doina, avem eu, dar să cântă asta una mea. Ca așa, asta deci e verde, dar noi ia să improvizăm ceva, adică ia să o tăiem pe asta mai mare. O, taci că stai. Iese o sucă,
Deci toamna se usucă, se face dură. Cercăm dintr-o asta. Așa, Ian. Asta-i tubul, deci. Mi-a spus că din copilărie ai confecționat fluiuri. Unde cântați? Cui cântați? Da, așa, cântam mai mult pentru mine. La noi, da, situația, mama ne-a murit, eu aveam 10 ani. Eu cântam la fluier, dar v-am spus, am dat de țava asta de cup și el făcem și cântam. De nevoie, grijă, ne-a murit mama la 10 ani, tata s-a însurat și odată, dacă el nervos, dar eu, vine muza asta, mă pune și cântam. Și odată nervos, nu l-a luat și nu l-a turtit. Deșut, n-am făcut lucru care trebuie. Dar dacă vine muza, le pădam tot și așa mai interpretam. Și eu l-am îndreptat, l-am coțat cu un fier așa, rotopie, el... Și vine el îndată de la lucru, Dumnezeu să le... El tot, avea voce, el cânta, mă rog, el, da. Și mă aude cântând, zic, tău cu și cânt. Zic, fluier, dar care fluier? Zic, așa la care el nu erau, recum. El era, da. El nu era, să uit. Cu umbrelă, zic, ea că l-am îndreptat. Și el m-a mai chema și ia când să te aud, și faci tu. Acum că proiectul a luat sfârșit, mi-am dat seama cât de important e să redescoperim aceste zauri, acest patrimoniu, acești oameni, aceste instrumente, aceste muzici frumoase și cred că vom continua mai departe să mergem din sat în sat.